Loc Argumentul contează. Bine v-am găsit, stimați auditori, sunt redactorul prezentator Anatol Caciuc și vă invit să odeați prima ediție din acest an a emisiunii Loc de Dialog. În studioul Radio Moldova este prezent ministrul afacerilor externe și integrării europene, Aurel Ciocoi, domnule ministru. Bună seara și bine ați venit la Radio Moldova. Bună seara și bine v-am găsit. Așa cum am anunțat, este prima ediție din acest an a emisiunii Loc de dialog în cadrul căreia discutăm diverse aspecte ale veții politice, economice, sociale și culturale din țara noastră. Și în ediția de astăzi ne propunem să discutăm despre politica externă a Republicii Moldova, aceasta în contextul zilei diplomatului care a fost instituit în Republica Moldova în anul 2013 și este consemnată pe data de 17 ianuarie, deci este un prilej de a vă transmite sincere felicitări, anticipat desigur, cu ocazia acestei sărbători profesionale și pentru dumneavoastră un prilej de a transmite colegilor angajaților Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, acei care au fost, acei care sunt, și să discutăm, desigur, și alte probleme despre prioritățile politice externe ale Republicii Moldova în acest an și vom începe chiar de la acest aspect. Ce vă propuneți să întreprindeți în acest an pe dimensiunea politicii externe? Un an foarte important pentru Republica Moldova. Eu vă mulțumesc, în primul rând, pentru felicitările care mi le-ați adresat, dumneavoastră, dar aș vrea să le uh, percep ca o felicitare uh, pentru întregul uh, colectiv al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, inclusiv colegii care muncesc în uh, misiunile noastre din, uh, din afară, pentru că uh, chiar merită să fie felicitați și uh, mă bucur pentru. Faptul că avem uh, această sărbătoare profesională, care este un bun prilej de a face totalurile, de a uh, privi în urmă, uh, să vedem care sunt rezultatele din uh, anul care a plecat, 2019, și să uh, ne uităm în perspectivă referitor la prioritățile pentru anul curent. Uh, evident, în 2020 nu se schimbă nimic în politica externă a Republicii Moldova vom continua perseverent să îmbunătățim relațiile cu partenerii noștri externi, în primul rând cu statele vecine, Ucraina și România, care sunt partenerii noștri strategici și cu această ocazie vreau să reiterez că România rămâne a fi partenerul special al Republicii Moldova, grație faptului că este și partenerul nostru comercial numărul 1, dar și partener politic strategic, relațiile cu statele membre ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană per se în general, pe dimensiunea Statele Unite, evident, și pe dimensiunea estică, evident, consolidarea relațiilor pragmatice cu Federația Rusă și cu statele membre ale Comunității Statelor Independente. Domnule ministru, s-a utilizat sintagma politică externă echilibrată și am să vreau să vă detaliați puțin și dacă cunoașteți, dar cu siguranță cunoașteți, alte țări au utilizat această sintagmă, pentru că, oricum, Republica Moldova trebuie să aibă niște exemple și pe această dimensiune a politicii externe. Majoritatea statelor pretind că promovează o politică externă echilibrată nu cred că voi deschide un mare secret acum aici în studio dumneavoastră spunând că statele ca entități statale au interese naționale. Și dacă vrem să avem anumite succese în dezvoltarea internă a statului, trebuie să avem perseverența de a ne urmări interesele noastre în primul rând în raportul Republicii Moldova în raport cu partenerii noștri internaționali. Uh, vă amintesc uh, faimoasa axiomă care a spus-o uh, uh, Churchill, dacă nu mă înșel: că nu există uh, parteneri, prieteni, există interese. Respectiv, o politică externă pragmatică reiese din acest deziderat. Noi ne promovăm și urmărim interesele naționale ale Republicii Moldova. Care sunt acestea? Respectiv, întrebare logică. E să consolidăm relațiile cu statele care, una, vor și ele la rândul lor să aibă relații bune cu Republica Moldova, doi, statele care ne ajută să ne consolidăm economia, statalitatea, principiile democratice, etc. Deci, tot conglomeratul de acțiuni care permit dezvoltarea Republicii Moldova. Ca entitate statală, reișind de aici, respectiv și interesele noastre naționale economice, politice, culturale, etc. etc. Ați menționat despre interese și vreau să amintesc ascultătorilor Radio Moldova că ați fost ambasador al Republicii Moldova în mai multe țări, țări foarte importante, deși, în paranteză fiind spuse, se afirmă că nu sunt țări importante și mai puțin importante pentru politica externă. Dar oricum, sunt importante. Da, exact. Dar oricum ați fost ambasador al Republicii Moldova în Republica Federală Germană, în Republica Populară Chineză, în Statele Unite ale Americii. Deci, puteri și voci puternice pe mai PAMOND și vreau să vă întreb dacă ați simțit acest lucru: că Republica Moldova este o țară mică și poate neimportantă. Uh, Republica Moldova nu este o, sta o, o țară neimportantă. De da? moment ce suntem membri ai uh, Organizației Națiunilor Unite, uh, suntem deja un actor pe uh, plan extern. Altceva este că, și aici trebuie să recunoaștem, din păcate, Republica Moldova nu este subiect. Al relațiilor internaționale. Noi, încă și iarăși repet, din păcate, continuăm să fim obiect al relațiilor internaționale. Și atâta timp cât Republica Moldova nu va reuși în dezvoltarea sa economică, nu, de nu va reuși în consolidarea societății sale, nu va reuși în eh, clădirea unei eh, peturi extinse de mijloc a societății care să genereze, să pornească acest motor al dezvoltării economice a Republicii Moldova, din păcate, până atunci noi vom fi uh, sortiți să uh, menținem acest statut al, uh, de obiect al relațiilor internaționale. Respectiv, dacă vrem să trecem din categoria obiect al relațiilor internaționale în categoria subiect al relațiilor internaționale, depinde de noi cât de repede ne vom mișca și cât de repede ne vom dezvolta noi propria noastră țară. Și ar reuși Republica Moldova să devină subiect? Al... Evident că există șanse bune ca să devenim în viitor apropiat subiect al relațiilor internaționale, dar iarăși, repet, asta depinde de cât de rapid vom reuși să reformăm și social, și democratic, și economic Republica Moldova, cât de rapid fiecare din cetățeni va simți mișcările pozitive, dinamica pozitivă a reformelor. Și aici revin la una din prioritățile pentru anul curent în politica noastră externă să facem totul posibil ca să asigurăm reușita reformelor noastre interne cu susținerea partenerilor noștri strategici. Domnule ministru, și acum să detaliem unele aspecte, aș zice, de actualitate. Ieri ați avut o întrevedere cu ambasadorul extraordinar și benepotențial al Statelor Unite al Americii în Republica Moldova, Derek Hogan. Comunicatul de presă l-am citit. S-a discutat despre reperele parteneriatului strategic. Ce prespune această cooperare în timpul apropiat? Ce presupune sau ce va presupune? Ce va spune dacă s-a discutat pe un termen mai lung? Da, evident, Statele Unite este un partener strategic în dezvoltarea Republicii Moldova și țin să amintesc cu această ocazie că SUA a investit în diverse proiecte, în diverse programe care s-au derulat de la independență în coace, de la independența Republicii Moldova în coace din uh, circa un miliard de dolari americani. Este o sumă impunătoare. Este o sumă care uh, nu știu dacă mai există uh, echivalentă din partea altor parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova, care au investit uh, la fel de mult în democratizarea și uh, dezvoltarea economică a țării. Respectiv, Republica Moldova. Uh, se uită în perspectiva aprofundării acestui parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii. Și aici mă refer atât la asistența de care ne bucurăm noi din partea SUA în ceea ce privește uh, promovarea reformelor democratice în Republica Moldova. Aici mă refer inclusiv la crearea condițiilor necesare pentru relansarea economică a Republicii Moldova și lucru uh, capitol la care uh, SUA ne ajută permanent și cu uh, uh, efort uh, perpetu și trei, în reforma justiției care este crucială pentru asigurarea unui viitor prosper al Republicii Moldova. Și tot ieri a apărut o informație a secretarului de stat al statelor Unite ale Americii, Mike Pompeo, referitor la interdicția cetățeanului Republicii Moldova, Vlad Plahotniuc, de a intra pe teritoriul statelor Unite ale Americii. Trebuie să amintesc că ați fost ambasador al Republicii Moldova la Washington și cunoașteți care este procedura diplomatică. Declarația unui secretar de stat este opinia întregii țări sau ar putea fi și o opinie proprie? Cu atât mai mult cât a fost plasată pe o de socializare. Uh, un secretar de stat ca și un ministru de externe, pentru că secretarul de stat SOA este echivalent cu un ministru de, de externe, extern. nu poate avea opinii proprii. Deci, ceea ce a declarat ieri este Marco, poziția eu? oficială a Guvernului Statelor Unite ale Americii. Și a fost plasată pe Twitter. Aceasta nu contează. Nu contează. Orice informație venită în mod special din partea șefului diplomației unui stat este poziția oficială a statului respectiv. Prin urmare, noi tratăm decizia guvernului SUA de a include, al include pe domnul Plahotniuc în lista neagră de intrare pe teritoriul SUA ca o decizie asumată, o decizie responsabilă a autorităților americane. Despre această decizie au fost foarte multe comentarii, inclusiv declarațiile unor lideri politici. Declarația oficială a Republicii Moldova sau nu va fi, sau nici nu trebuie să fie? Pe Păi nu cred că este cazul să reacționăm cu declarații politice din partea Republicii Moldova. Este decizia unilaterală a autorităților statelor Unite ale Americii, decizie care le aparține. Este ora 18 și 22 de minute la Radio Moldova, emisiunea Loc de Dialog, discut cu ministrul afacerilor externe și integrării europene, Aurel Ciocoi. Amintesc că este o ediție în preajma zilei diplomatului Republicii Moldova. De ce vom discuta așa în paralel și alte aspecte ce țin de diplomația moldovenească pentru a nu ne axa doar pe actualitate și aceasta este foarte importantă. Iarăși trebuie să repet că ați fost ambasador și cunoașteți că nu este simplu pentru un ambasador să-și expună punctul de vedere uneori necesar atunci când este o politică a țării. În acest context vreau să vă întreb mesajele transmise de un ambasador de feră foarte mult de ceea ce se transmite de la centrală din Chișinău. Uh. Insinuați că ambasadorii noștri în afară uh, transmit mesaje diferite. Nu ar dori să transmită <gântu -i> poate altceva, pentru că <gântu -i> au fost situații. Ca să concretizez. Asta, asta ar însemna rechemarea imediată a ambasadorului respectiv, pentru că uh, transmiterea unui alt mesaj decât ce, cel care a venit uh, de la centrală presupune violarea crasă a uh, mandatului, a obligațiunilor de serviciu. Ceea ce uh, derivă prin încetarea uh, imediată a uh, relațiilor contractuale cu diplomatul respectiv. Uh, prin urmare, nu există astfel de situații în care un ambasador sau un diplomat uh, care este în exercitarea mandatului într-o misiune diplomatică a statului uh, în afara uh, granițelor statului respectiv să-și poată permite luxul de a transmite un alt mesaj decât cel care îi se indică foarte clar din centrală. Altceva că dacă nu este de acord cu mesajul care este obligat să-l transmită capitalei statului în care se află în misiune, nu are decât să-și depună pe masă cererea de misie și să-și caute undeva de treabă care îi convine. Respectiv, încă o dată repet, nu se acceptă situații când diplomație noștri, dar în special ambasadorii, își pot permite luxul de a transmite alt mesaj decât cel primit din centrală. Politica externă nu se discută, se execută în sistemul diplomatic al statului. Nu am vrut să amintesc, dar sunt nevoit pentru că în acest context am întrebat, au fost perioade când executivul avea o altă opinie decât președinția vis-a-vis -vis de politica externă a Republicii Moldova și atât în acest context diplomații cum. Trebuia să se comporte, să țină cont de ceea ce transmite președintele Republicii Moldova sau ce pe, ce discută este... cu ministrul afacerilor externe. Un diplomat cu o școală adecvată trebuie să găsească acea cale de mijloc care să satisfacă atât cerințele emanate de guvern, cât și cerințele emanate de administrația prezidențială a Republicii Moldova. Cu atât mai mult cu cât Șeful statului, conform Constituției, are prerogative foarte clare în ceea ce privește promovarea politicii externe a statului. Că, virgulă, Constituția a fost deseori violată în situația care o descrieți dumneavoastră, când guvernul are o poziție pe plan extern, iar administrația prezidențială are o altă voce, lucru inacceptabil uh, într-un stat bine funcțional. Asta e altă mâncare de pește. Dar cert este că un diplomat, iarăși repet, cu școala adecvată, trebuie să aibă aptitudini și inteligență suficientă de a căuta calea de mijloc. Am înțeles care trebuie să fie unele dintre calitățile unui diplomat mm. și acum o să întreb dacă situația este aceea. De fapt, trebuie să spunem că situația s-a schimbat acum, este mai simplu pentru masador pentru că este o opinie comună. Este o opinie consolidată. Așa cum ar trebui să fie în oricare stat. Și mă bucur acest, mă bucur enorm acest lucru pentru că, finalmente, avem o situație în care politica externă a statului nu mai este dezechilibrată, în sensul în care uh, executivul are o uh, opinie, iar administrația prezidențială o altă opinie. Suntem uh, pe aceeași lungime de undă, lucru care, din păcate, nu s-a căutat în, uh, haideți să spun așa, nu uh, fosta, fostele guvernări începând din 2016 încoace, cunoașteți și dumneavoastră, cunosc și radioascultătorii noștri, că într-adevăr a fost o uh, discrepanță, a fost o ruptură în, în comunicarea între executiv și administrația prezidențială în ceea ce privește nu doar politică externă, ci mai multe subiecte, inclusiv de uh, orden intern. Uh, lucru care nu s-a ajuns, din păcate, la un dialog, nu s-a uh, manifestat deschidere din partea executivului de a identifica o cale de mijloc în dialogul cu administrația prezidențială, care, repet, conform Constituției, este obligată să respecte interesele naționale a Republicii Moldova, atât pe intern, cât și în ceea ce privește politica externă, pe plan extern. De când ați început uh, mandatul de, de ministru, Ați avut mai multe întrevederi cu ambasadori străini acreditați în Republica Moldova, cu ambasadori ai țărilor unii europene, amintesc cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii, al Chinei. Desigur, se discută diferite aspecte pe care se pune accentul totuși: pe schimburile comerciale-economice care sunt foarte importante în relațiile dintre două țări, pe aspecte culturale, educaționale, politice. În păi, primul rând, se pune accentul pe relațiile, aprofundarea continuă a relațiilor politice. Evident, una din prioritățile dialogului bilateral cu oricare stat este și aprofundarea relațiilor economice. Pentru că, credeți-mă, aspectul economic dese, deseori este în prim plan, chiar depășind interesele politice în dialogul bilateral. Și toată paleta. Care derivă din, din aceste dosare. Inclusiv cooperarea culturală, cooperarea în domeniul învățământului, cooperarea în domeniul medicinii, protecției sociale, etc. etc. Există o paletă enormă de probleme care sunt în, permanent, în, în permanentă discuție cu partenerii noștri, nu doar occidentali, dar în general cu toate statele lumii cu care Republica Moldova menține relații diplomatice. Și o, e un subiect foarte. Amplu, un subiect deseori dificil. Credeți-mă, nu este atât de simplu să găsim un numitor comun cu, în dialogul nostru cu anumiți parteneri internaționali pe diverse subiecte. Și mă refer aici atât la chestiuni de ordin politic, mă refer aici inclusiv la elemente de, de cooperare economică și nu este un secret iarăși dacă recunosc aici că din păcate cu foarte multe state cu care întreținem relații economice noi pierdem în ceea ce privește cu raportul de import-export la nivelul economiei naționale. Deseori se întâmplă că noi importăm mult mai mult din anumite state decât capacitatea noastră de export în statele respective. Deci o balanță negativă. Din păcate. Și aici iarăși revin la necesitatea relansării economice a Republicii Moldova în așa fel încât această balanță negativă să poate fi depășită și să începem să înregistrăm un venit net pe intern de punct de vedere financiar exportul Republicii Moldova fiind unul din principalii contri la, la bugetul național. Domnul de Ministru, s-a discutat în ultimul timp că Relațiile cu Federația Rusă nu au fost tocmai bune într-o anumită perioadă de timp. Ce prespune relansarea dialogului Bine, eficient nu, nu, nu cu Federația Rusă? nu au fost nu tocmai bune. Ele au fost, haideți să le recunoaștem pe șleau, au fost efectiv înghețate. Vorbim diplomatic. Sunt în câteodată situații când trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Ele, într-adevăr, relația cu Republica Moldova cu Federația Rusă a cunoscut o perioadă glaceară lucru care după mine ca diplomat a fost o greșeală strategică dacă doriți pentru Republica Moldova dincolo de toate disensiunile care le evident oricare stat le are în relațiile cu alte state exact așa cum le are și Republica Moldova cu Federația Rusă atât timp cât avem încă din păcate prezența militară rusă pe teritoriul Republicii Moldova dar dialogul nu strică niciodată, ba din contra dialogul este acea metodă de identificare a unei soluții, acea uh, cale de identificare a unui numitor, numitor comun, în depășirea tuturor problemelor. Faptul că s-a aplicat politica struțului, nu cred că ne-a adus cu un pas înainte spre soluționarea problemelor care există în relațiile noastre bilaterale cu Federația Rusă. Tocmai de aceea uh, și uh, persistăm pe uh, termenul de politică externă echilibrată, tocmai din considerentul de a reveni în albia relațiilor normale cu Federația Rusă, în sensul reluării unui dialog pragmatic în interesul național al Republicii Moldova. Avem interesele noastre foarte clare în raport cu Federația Rusă, pe care trebuie pas cu pas, prin dialog, prin negocieri, să încercăm să le atingem. Distanțarea de Federația Rusă a fost cumva motivată de apropierea de Uniunea Europeană pentru că aceste lucruri au sincronizat apropiere și distanțare. Nu are nicio legătură una cu alta și nu putem condiționa acest lucru. Apropierea de Uniunea Europeană a Republicii Moldova este un lucru care uh, va dura încă uh, mult timp, ne place sau nu ne place. Uh, Armonizarea legislației, armonizarea economică a Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene este un proces continuu. Și dacă vă uitați la activitatea statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul Uniunii Europene, ele iarăși, în permanență, sunt într-un proces uh, non-stop de, de, de acomodare la noile și noile directive ale Comisiei Europene într-un sau alt domeniu. Uh, respectiv, noi continuăm perseverent aplicarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și acordul de liber schimb pe care îl avem cu Uniunea Europeană. Totodată, însă, repet, trebuie să revenim la relațiile normale cu Federația Rusă. Și nu văd niciun conflict de interese în această abordare. Nicii. Da, Republica Moldova este un stat european, da, Republica Moldova, geografic, este un stat European, Da, Republica Moldova, pentru beneficiul cetățenilor noștri, interesul nostru național să aplicăm cât mai rapid posibil standardele europene în materie de democratizare, în materie de funcționare a instituțiilor democratice în Republica Moldova, în materie de asigurare a unui sistem judiciar eminamente independent și echidistant. Dar, totodată, trebuie să menținem relații bune cu partenerii noștri din Est, și, credeți-mă, dialogul meu în discuțiile mele cu uh, oficialii uh, occidentali, nimeni nu pune la îndoială această, acest lucru. Da, acest lucru știu că l-am discutat și cu mai mulți oficiali europeni atunci când se discuta despre balansarea Republicii Moldova-Est-Vest și se discuta și despre uh, apropierea de Uniunea Eurasiatică și Uniunea Vamală. De care apropiere de Uniunea În calitate de observator, au fost o perioadă. de asta nu e apropiere. Noi uh, trebuie să fim prezenți acolo unde uh, uh, sunt lucruri în, într-o dinamică uh, permanentă. Uh, Uniunea Economică Euroasiatică este o, uh, o Uniune care este în mișcare, unde se întâmplă lucruri interesante pentru Republica Moldova și noi suntem obligați să monitorizăm și să urmărim evoluțiile din această zonă geografică. Respectiv, dați-mi un argument uh, care să mă convingă că Republica Moldova nu trebuie să uh, beneficieze de statutul de observator la, această, uh, la acest aranjament regional. De ce să nu vedem? cum se mișcă lucrurile și care este dinamica în această zonă geografică foarte importantă economică din, din punct de vedere economic de altfel. Faptul că noi suntem observatori nu implică niciun angajament, nu implică uh, nicio obligație a Republicii Moldova față de uh, Uniunea Economică Euroseatică. Noi doar ne exercităm dreptul de a observa lucrurile care se întâmplă acolo. Și deci nu împedică implementarea prevederilor acordului de asociere. Sub nicio formă. Este ora 18 și 36 de minute. Emisiunea loc de dialog continuă. Discut cu șeful diplomației moldovenești, Aurel Ciocoi. Am mai discutat și cu alți miniștri pe parcursul ultimilor ani și Întrebam despre titulatura Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Au fost păreri diferite despre această titulatură. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră: cum credeți, este bine să fie menținută această titulatură sau trebuie separată? Eu sunt diplomat de școală clasică. Respectiv, eu aș prefera ca Ministerul pe care am onoarea să-l conduc, să revină la denumirea sa clasică de Minister al Afacerilor Externe, care, evident, ar încorpora și aspectul integrării europene. Faptul că, cândva s-a luat decizia politică de a schimba denumirea oficială a Ministerului, nu înseamnă că noi nu mai facem afaceri externe și ne axăm doar pe integrarea europeană. Nu este adevărat. Cu atât mai mult cu cât. Integrarea europeană deja ține mult mai mult de uh, uh, politica internă a statului, pentru că integrarea noastră europeană nu mai presupune 100% negocieri cu Bruxelles, ci implementarea de facto a reformelor aici, la noi acasă. Și uh, reformele sectoriale sunt extinse, enorm de complexe și se referă atât la uh, ceea ce ține de Ministerul Agriculturii și Alimentației, uh, uh, cât și la Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei și Infrastructurii, etc., etc. Deci, sectorial avem de implementat o groază de reforme pentru a aduce Republica Moldova mai aproape de standardele europene. Asta este elementul cheie care presupune pentru noi procesul de integrare europeană. Noi, ca Ministerul al Afacerilor Externe și Integrării Europene, doar asigurăm comunicarea între autoritățile Republicii Moldova și Comisia Europeană de la Bruxelles. În rest, Ministerul își exercită funcția plenar de Minister al Afacerilor Externe în viziunea clasică a acestui sens. Ați propune modificarea Slaturii. Deocamdată nu, deocamdată nu, când uh, se va ajunge la convingerea că uh, reformele sunt au, au atins uh, punctul de uh, non revenire sau non stagnare a reformelor, atunci uh, eventual am putea ceda această ramură a Ministerului Nostru de Externe și Integrării Europene Uh, unui birou specializat uh, sub umbrela uh, sau a prim-ministrului sau a unui din vicepremieri care probabil pe viitor vor fi responsabili de portofoliul integrării europene. Până atunci, însă, aș, eu ca ministru, aș prefera să uh, mențin uh, mâna pe pulsul acestui dialog care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană. De altfel, cum apreciați acest dialog la ora actuală Republica Moldova-Uniunea Europeană? Noi facem tot posibilul ca să uh, perseverăm în dialogul nostru cu Uniunea Europeană, să continuăm procesele de reforme europene a Republicii Moldova și să demonstrăm că, indiferent de schimbările politice interne din Republica Moldova, țara va continua să implementeze reformele necesare. Înainte discutam mai detaliat despre condiționalitățile pe care Uniunea Europeană le impune Republicii Moldova pentru asistența macrofinanciară. Acum mai puțin se discută despre aceste condiționalități și în general despre asistența financiară. Cunoașteți detalii? Vor continua să fie transmise mijloace financiare care au fost uh, discutate? Totul depinde de uh, gradul de seriozitate a reformelor pe care le vom implementa. Totul depinde de uh, seriozitatea abordării în dialogul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și vă asigur că seriozitatea aceasta este la cel mai înalt nivel. Uh, evident că, virgulă, condiționalitățile impuse de Uniunea Europeană în raport cu Republica Moldova au și ele un anumit uh, grad de sensibilitate. Uh, respectiv, noi nu avem altă soluție decât să ne facem temele pe acasă și vă mai spun aici un lucru. Din păcate, din 2009 încoace, Republica Moldova prea des, repet, din păcate, și-a dezamăgit partenerii europeni. Noi acum suntem în situația de a demonstra că guvernul tehnocrat, pentru că nimeni din colegii mei din cabinetul de miniștri, din câte cunosc eu, nu este membru de partid. Nici umila dumneavoastră da, cunoșteam, m-am îmbunătățit. Răuga de uh, Respectiv, fiind un guvern tehnocrat, ne-am ne angajat într-o misiune foarte dificilă de a realiza aceste condiționalități și de a demonstra, atât pe plan extern, dar în special pe plan intern, că un guvern tehnocrat este capabil să schimbe lucrurile rapid spre bine. Și credeți-mă că vom depune eforturi suficiente pentru a. Convinge partenerii noștri occidentali că Republica Moldova este un stat partener capabil să-și respecte angajamentele. Sunt de acord cu afirmația dumneavoastră că pe parcursul ultimilor 10 ani Republica Moldova a dezamăgit partenerii europeni care au investit foarte mult în Republica Moldova și au avut multe așteptări. În repetate rânduri, din păcate. Da, și vroiam să întreb dacă acum ar putea Uniunea Europeană să-și schimbe atitudinea față de Republica Moldova. Să devină Republica Moldova iarăși un exemplu, poate. Cum ar putea? Nu trebuie să devenim exemplu sau nu trebuie să ne asumăm scopul de a deveni iarăși un exemplu. Trebuie să ne asumăm scopul de a face Republica Moldova un stat eminamente european. Și nu pentru a deveni membru al Uniunii Europene, ci pentru a ne face pe noi înșine europeni. Și credeți-mă că dacă noi ne vom transforma pe noi înșine, mental, social, economic, devenind la fel de dezvoltați ca și statele membre ale Uniunii Europene, credeți-mă că va veni ziua când Bruxelles ne va trage de ca hainii, invitându-ne să intrăm, să aderăm la familia europeană. Asta îmi doresc. Deci nu să îmblăm cu mâna întinsă la Bruxelles, dar să depunem efortul necesar pentru a ne dezvolta pe noi înșine în așa fel încât să fim eligibili pentru a deveni membri ai Uniunii Europene. Și vă dau exemplu Islandei. Islanda, care nu este stară membra Uniunii Europene, în situația în care mâine va dori să devină membru UE, credeți-mă că o poate face în doi timp și 3 mișcări, fiind dezvoltată, democrată, cu instituții democratice, perfect funcționale. Exact același scop îl avem și noi. Să avem eminamente în Republica Moldova o justiție independentă, lipsită de corupție, lucru care ar permite o dezvoltare vertiginoasă a economiei naționale, o atragere masivă a investițiilor străine în economia națională, etc. etc. Deci noi suntem acum captivi într-o corupție care nu permite efectiv dezvoltarea statului. Și credeți-mă, mă doare ca cetățean a acestei țări să văd, să privesc în urmă și să văd că din 1991 încoace de când Republica Moldova a devenit stat independent, noi nici de cum nu putem depăși această barieră. Cum mi-a spus odată un oficial european, zice, domnilor, am impresia că în Republica Moldova a fost un sabotaj în tot acest răstimp Nefiind capabile condu conducerile anterioare a țării să dezvolte un stat atât de mic, ușor manevrabil, cu o populație tolerantă, să nu putem reuși în 30 de ani să dezvoltăm acest stat. Mă întreb și eu cum a fost posibil așa ceva. Să sperăm că situația va să, se va schimba. Domnule ministru. Pe parcursul iarăși, repet, acestor 10 ani de când Republica Moldova și-a declarat vectorul european de dezvoltare, au fost efectuate multe vizite ale oficialilor europeni, vizite ale ministrilor afacerilor externe, ale multor țări în Republica Moldova A, și. Mă din... tem că, mă tem că, un pic mai mult timp de când Moldova și-a declarat. Din vectorul 2007, Europe... dar ultimii ani când atunci oficial, să spunem, sau mai bine zis, declarat. Da, nu mai comentăm cum a fost. Oricum, de când a apărut. Turnura, turnura Poliției Externe a Republicii Moldova spre vectorul european a fost făcută de Voronin și asta trebuie să o recunoaștem. Deci, Vladimir Voronin, în 2005, dacă nu mai. Da, și a... în 2007 a apărut titulatura Ministrului Afacerilor Externe și de Grei Europene. Deci, exact. da, dar vorbeam exact. de ultimii 10 ani din când s-a schimbat guvernarea pro-europeană aveți în vedere de la așa zisele alianțe pentru integrare europeană în coace. Da, de la alianțele care au fost AI1, AI2 și Aia. tot așa mai departe. Ziceam că au fost foarte multe vizite sau multe vizite ale oficialelor europeni, miniștri de externe, respectiv miniștrii de externe a Republicii Moldova efectuau vizite în străinătate și se argumentau acestea ca fiind sprijin din partea partenerilor noștri. Aceste vizite ar fi partea sprijinului țărilor respective. Dumneavoastră nu ați efectuat multe vizite în străinătate și nici omologia dumneavoastră nu a venit la Chișinău deocamdată. Bine, numirea guvernului în care activez, am onoarea să activez actualmente, a avut loc la mijloc de luna noiembrie, în ajunul sărbătorilor. Între timp am reușit să fac o vizită la Berlin și am participat la reuniunea Consiliul Ministerial OSCE de la Bratislava la mijloc de decembrie, unde, credeți-mă, reuniunile de acest gen oferă o posibilitate extraordinară de a discuta cu omologii din statele membre ale acestor organizații, în cazul concret OSCE, unde, după cum cunoașteți, sunt 49 de state membre ale organizației, lucru care permite menținerea, inițierea și menținerea unui dialog eficient. Între timp, după cum bine cunoașteți, au sorvenit și sărbătorile de, la intersecția anilor și abia acum, la mijloc de ianuarie, cancelariile occidentale revin la ritmul normal de activitate. Și credeți-mă că în curând o să vedeți da. Vizite de fapt, și în afară, dar și în interior. De fapt, vreau să concretizez, să concretizez altceva. Credeți în aceste vizite? Sunt importante? Asta, de fapt, era ideea întrebării. Păi, vizitele sunt parte componentă a dialogului. Ori dialogul este elementul foarte important în aprofundarea relațiilor între state. Repet, cazul cu înghețarea relațiilor cu Federația Rusă a fost absolut nefericit din simplu motiv că nu s-a menținut dialogul. Și noi am rămas blocați pe o pe anumită perioadă de timp în istoria Repub modernă Republicii Moldova, când nu s-a mișcat nimic în, în raporturile bilaterale cu Federația Rusă. Respectiv, vizitele, dialogul este un element cheie în uh, apropierea statelor între ele. Tot în ultimul timp s-a discutat și despre deschiderea ambasadelor. Este o temă care a fost perpetuată prin timp. Au fost și hotărâri de guvern de a deschide noi ambasade. Pe urmă, acest proces s-a stopat. Acum, care este situația? Acum, situația e de așa natură încât noi trebuie să evaluăm foarte, foarte bine necesitățile Republicii Moldova, de a-și deschide, de a-și extinde reprezentanțele diplomatice în, extra, în afară și vă mai spun un lucru care, de fapt, puțin îl, îl recunosc: diplomația este un lux foarte scump dacă vrem să avem o diplomație eficientă. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenți la noile cheltuieli pentru întreținerea unor noi misiuni în afara Republicii Moldova. Și trebuie aici foarte clar să avem uh, înțelegerea necesității regiunilor geografice unde noi, deocamdată, nu suntem prezenți, dar. Am prefera să fim prezenți. Evident că India, unde noi deocamdată nu avem misiune diplomatică, este un stat care are o dinamică a dezvoltării fenomenală. Și ar fi păcat să lipsim în acest moment din uh, capitala Indiei. Pe de altă parte, există America Latină, unde Republica Moldova nu are nicio prezență diplomatică. Există uh, continentul african, unde Republica Moldova nu este prezentă. Uh, respectiv, trebuie să avem o abordare pragmatică în acest sens și să vedem care din zonele geografice respective sunt mai atractive pentru Republica Moldova, repet, din perspectiva interesului nostru național. La fel de mult s-a discutat și despre necesitatea extinderei diplomației economice. Deci, să fie mai pe înțelesul ascultătorilor, să fie un consilier economic sau care ar fi formula. Pentru că în unele ambasade nu există asemenea personal. Deci atunci rămâne doar ambasada. Nu, există, care... există. personal, credeți-mă din propria experiență, vă asigur că în orice ambasadă există un ofițer uh, diplomatic care gestionează dosarul economic, economic al, al ambasadei respective, adică al Republicii Moldova, în raport cu stata, statul uh, de reședință, de acreditare a misiunii diplomatice. Însă, ceea ce s-a dorit prin instituirea acestor oficii uh, de diplomație economică, s-a dorit ca în în cadrul misiunilor diplomatice să funcționeze specialiști economiști din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii care să aibă o abordare profesionistă în aprofundarea relațiilor economice între Republica Moldova și alte state, lucru care s-a reușit prin aprobarea acestor hotărâri de guvern și avem deja exemple foarte bune în acest sens, până oară oficiul economic pe care îl are Republica Moldova, până oară în Turcia, da? Ambasada o avem la Ankara, în capitală, iar oficiul economic a fost instituit ca uh, componenta ambasadei noastre din Turcia la Istanbul. Uh, de ce la Istanbul? Nu este, uh, este evident că uh, Istanbulul, din punct de vedere economic, este... Uh, Inima economică a Turciei respectiv. Acest oficiu s-a fost decis să, să fie deschis la, la Istanbul pentru a fi în, 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 în nucleul dinamicii economice, din, mișcării economice din, din Turcia. Tot așa, ă, suntem acum în proces de identificare a următoarelor capitale unde să fie deschise aceste oficii economice. Repet, prin delegarea experților, specialiștilor din Ministerul Economiei și Infrastructurii care să activeze în aceste oficii ofici sub auspiciile misiunii diplomatice a Republicii Moldova în, în afară. Și o altă temă de actualitate, numirea ambasadorilor, pentru că la unii au expirat termenul prevăzut de lege, în unele ambasade chiar nu sunt din vari motive, au fost rechemați... Mm. Ce urmează să se întâmple în timpul apropiat? În timpul apropiat o să uh, fie numiți ambasadori practic în toate misiunile unde uh, actualmente nu există șef de misiune. Urmează într-adevăr un val de uh, schimbări a șefelor misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, pentru că aveți perfectă dreptate uh, la foarte mulți din ei deja termenul a expirat. Ba mai mult decât atât, foarte mulți din ei deja activează mult uh, peste termenul deja expirat. Respectiv, trebuie să facem o anumită ordine și în acest aspect ca să revenim la normalitate. Suntem în proces de identificare a candidaturilor demne, profesioniste, și aici vreau să remarc în mod aparte faptul că mă bucură lucru că am avut întreaga înțelegere și susținere la nivelul conducerii politice a țării și la nivelul domnului prim-ministru, dar și la nivelul președintelui, care au insistat să continuăm activitatea sau identificarea candidaturilor pentru preluarea fiilor misiunilor diplomatice exclusiv pe baze de profesionalism. Lucru care uh, va conduce în mod inevitabil la creșterea uh, contribuției misiunilor noastre diplomatice în consolidarea relațiilor pe plan extern pe care le are Republica Moldova. Înainte erau numiți ambasadori pe principii politice, în primul rând. Dacă să ne referim la perioada de până la 2010, da. Deci, situația s-a schimbat și spre bine. Faptul că Republica Moldova, într-o perioadă scurtă, a reușit să devină o istorie de succes a parteneriatului estic, cel puțin, e o dovadă a acestui fapt. Domnule ministru, concepția politicii externe trebuie actualizată. De mult trebuie actualizată. Ce presupune această reactualizare, actualizare? Uh, noi suntem martori la mișcări, la o volatilitate dramatică a situației, nu doar în regiunea în care se află Republica Moldova, dar uh, la nivel global. Vedeți și dumneavoastră cât de rapid se schimbă deseori lucrurile, cât de dinamic este în mișcare, uh, sunt în mișcare afacerile externe cât de uh, riscante sunt anumite decizii luate în anumite capitale uh, care deseori pot avea consecințe absolut uh, neașteptate. Prin urmare, concepția noastră a politicii externe care datează din 1994, dacă nu mă șel, 95. este de mult depășită. Sarcina noastră și a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene este să venim cu un proiect a concepției politice externe a Republicii Moldova, care să reflecte în mod obiectiv situația reală, să reflecte în mod obiectiv locul Republicii Moldova în uh, politica, în relațiile internaționale contemporane și să avem o analiză uh, obiectivă a riscurilor uh, și așteptărilor uh, noastre pe plan extern. Și deoarece ați amintit de parteneriatul estic, Republica Moldova fiind, într-o anumită perioadă de timp, un exemplu, o istorie de succes, cum vedeți dumneavoastră această cooperare regională? Sunt șase state uh, ale parteneriatului estic. În afară de Republica Moldova, aici avem și Ucraina, aici avem și Belarus, aici avem uh, Georgia, Azerbaijan, Armenia. Uh, toate aceste șase state au o dinamică diferită al raporturilor bilaterale cu Uniunea Europeană. Georgia, Ucraina și Moldova, din fericire, avem un avantaj în acest sens. Noi reușim să facem, să obținem un statut net mai superior comparativ cu celelalte trei state ale parteneriatului estic. Mă refer la Belarus, Azerbaijan și Armenia. Noi suntem acum în uh, proces de identificare împreună cu Bruxelles, uh, împreună cu Uniunea Europeană, a uh, viitorului acestui aranjament. Uh, în acest an, uh, la vară, urmează a fi organizat un summit al șefilor de state ale uh, acestor șase state, împreună cu uh, șefii de state a statelor membre UE, în cadrul căreia urmează să fie adoptată această viziune a perspectivii parteneriatului estic. Este evident că pentru Uniunea Europeană, una din sarcinile strategice este să-și asigure o stabilitate în vecinătatea imediată pe flancul estic. Acest flanc tocmai și presupune uh, consolidarea cooperării cu aceste șase state ale uh, membre ale parteneriatului Estic. E un exercițiu complex. E un exercițiu care, de la noi cel puțin de la uh, Statele. Uh, Receptoarea asistenței din partea UE în parteneriatul estic, se cere o viziune pragmatică și o viziune de perspectivă. Unde ne vedem noi în viitorii, următorii 10 ani, în raportul nostru cu Uniunea Europeană? Atât în plan bilateral, cât și în plan multilateral, ca parteneriat estic per se. Respectiv, se lucrează. Suntem în plin proces de negocieri, de dialog cu Uniunea Europeană în acest sens și cu celelalte cinci state ale parteneriatului estic să vedem ce vrem, unde vrem și cum vedem noi acest aranjament în următorii 10-15 ani. Stimați auditori, ne apropiem de finele emisiunii Log de Dialog. Am discutat cu Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aurel Ciocoi. Amintesc că este prima ediție din acest an acestei emisiuni. A fost realizată în contextul zilei diplomatului instituit în țara noastră în anul 2013, atunci când Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a propus declararea acestei date. S-a ținut cont că pe data de 17 ianuarie în anul 1992 Republica Moldova a depus cererea de aderare la Organizația Națiunilor Unite și de atunci în Republica Moldova este această zi profesională. Încă o dată, domnule ministru, felicitări dumneavoastră întregului corp diplomatic și vreau să felicit și eu colegii dumneavoastră pentru că sunt într-un fel partenerii noștri, deoarece de 15 ani, iată, la Radio Moldova se realizează o emisiune despre politica externă a Republicii Moldova, a fost emisiunea Dimensiunea Europeană. Așa este. La inițiativa președintelui Ivaronin, apoi a fost emisiunea obiective Europa și atât de la 1 ianuarie, Moldova și lumea, parteneriate și cooperări și trebuie să specific că a fost o colaborare armonioasă cu toți ambasadorii Republicii Moldova acreditați în străinătate și cred că așa va fi și în continuare. Eu vă mulțumesc din suflet și îmi exprim convingerea că această cooperare va fi la fel de fructuoasă și pe viitor. Sunt redactorul prezentator Anatol Caciuc și împreună cu regizorul Galina Madan vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară plăcută în continuare. Rămâneți pe lungimele de unde, Radio Moldova.